Vă salut, fetelor! Bine ați venit pe canalul meu! Astăzi am să vă arăt comanda mea de la Avona Campaniei 6. A fost o comandă de 300 de lei și până la sfârșitul campaniei o să mai fac o comandă și să vă arăt și ce mi-a mai rămas din campania 5 de la Oriflame. Coletul a venit joi și nu am avut timp să filmez, așa că am mai dat câteva produse la cliente. O să vă arăt ce mi-a mai rămas. Și o comandă de la Zenobia, pe care am să vă arăt mai târziu, și să mă întorc la Avon. Factura. Pe comandă am avut o cremă pentru mâini. A fost 6 lei la 75 de ml. O apă de parfum incandescent la 10 ml și a costat 14 lei. Un deodorant Rolon incandescent a fost 6 lei. O apă de parfum la 10 ml Today a fost 11 lei. Un fard pentru sprâncene a costat 25 de lei tot pe comandă în nuanța soft brown și tot pe comandă un ruj. A costat 10 lei și este nuanța Totally Fing. Două creme pentru picioare au costat 7 lei bucata. Pe comandă am avut o cremă pentru ochi la 19 lei. Pe comandă o cremă New de zi plus 35 a costat 49 de lei și are 50 de mililitri și tot pe comandă o cremă New de noapte 49 de lei tot 50 de mililitri. Pentru mine mi-am comandat să încerc o cremă cu factor de protecție 50, a costat 35 de lei și tot pentru mine mi-am comandat o cremă BB, tot la 35 de lei. Și pe comandă am avut o cremă de noapte, tot la 35 de lei. Și pentru că am avut produse din gama New în valoare de 200 de lei, am primit parfumul Premier Lux, care a costat doar 8 lei și sunt foarte curioasă să-l încerc. Așa arată și m-am văzut puțin în ambalaj. O mică broșură cu oferte la ceasuri și hăinuțe. Mai Avon Magazine, nu am avut timp să le răsfoiesc, dar o să am timp mai târziu. O noutate, o broșură pentru bărbați dedicată lor cu produse. Avon pentru reprezentanți și catalogul campaniei 8 arată foarte frumos. Și am mai primit eu o mapă de la ei, la oferta cu cremele New. Așa arată ghidul și câteva mostre după cum vedeți. Și să trec la comanda de la Oriflame. Un gel de duș pe comandă la 250 de ml, a costat 13 lei. Un parfum Amber Elixir Cristal la 50 de ml, a costat 50 de lei, a fost la reducere. Este un parfum foarte frumos. Taxa am înlocuit-o cu o cremă pentru mâini la 75 de ml și a fost 9 lei. Două cutiuțe cu minuni au fost 8 lei bucata. O mini broșură cu oferte. Catalogul campaniei 6, așa arată. Și eu am mai comandat câteva plăsuțe să am
nu mereu le găsesc în stoc. Și de pe Zenobia aveam nevoie neapărat de șampon nuanțator și mi-am comandat de la Elsev. Inițial prețul era de 33 de lei, dar am văzut că e redus la 22 și m-a tentat oferta. Am comandat 4 bucăți, una deja este în baie, l-am folosit, îmi place foarte mult. Îmi lasă părul nuanțat și este o nuanță uniformă. Și să le scot din cutie. Și pentru că am comandat produse de la ei în valoare de minim 70 de lei, am primit și transport gratuit și am primit și 3 produse cadou. Și acestea sunt un gel de duș la 500 de mililitri, o cremă de corp la 200 de mililitri și un scrub pentru corp la 200 de mililitri. Sunt foarte fericită că le-am primit. Inițial am crezut că nu le mai primesc pentru că am dat comanda târziu și am zis că am pierdut oferta, dar când mi-a venit coletul le-am găsit în colet și am primit și o felicitare drăguță de la ei. Așa arată. Foarte drăguță. Orice femeie este o regină precum Zenobia, tu în special. Îți mulțumim că dai frumusețe lumii în fiecare zi. Foarte drăguț din partea lor. Și acestea au fost produsele. Vă mulțumesc pentru vizionare, vă pup și vă doresc o zi frumoasă!